Autoritățile din Statele Unite ale Americii urmează să facă un anunț important pe 15 octombrie, privind eliminarea vizelor pentru cetățenii români. O decizie mult așteptată care ar putea intra în vigoare de anul viitor. Această măsură vine în contextul campaniei Calificăm România, derulată de Guvernul României, ce are ca obiectiv includerea României în programul Visa Waiver, facilitând astfel călătoriile fără viză în Statele Unite. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța mobilizării cetățenilor români pentru reînnoirea vizelor B1 și B2, esențială pentru atingerea unei rate de refuz sub 3%, criteriu cheie pentru accesul în Visa Waiver. Lansăm și campania Calificăm România și ne propunem, făcând o analogie cu fotbalul, să calificăm România în programul Visa Waiver, având destinația de a călători în Statele Unite fără viză. Există o oportunitate uriașă, valabilă doar până pe 30 septembrie. De aceea, rog toți cetățenii români care au vize valabile de tip B1 sau B2 și cei care au avut o astfel de viză trebuie să plece pentru reînnoirea vizei. Așa vom atinge acea rată de refuz de maxim 3% și sunt convins că mobilizând cât mai mulți români în această campanie, vom călători în Statele Unite de anul viitor fără vize, a anunțat Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern din data de 18 iulie. Pe 12 mai, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre încrederea pe care o are în faptul că în luna octombrie, cel târziu, românii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a călători în America. Acesta sublinia necesitatea continuării eforturilor pentru reînnoirea vizelor expirate și mobilizarea generală a cetățenilor în acest demers. Pentru a contribui la succesul campaniei și a beneficia de posibila ridicare a vizelor, este esențial să reînnoiești vizele expirate și să vă mențineți documentele de călătorie actualizate până pe data de 30 septembrie, relatează RomaniaTV.net.